Apropo de chestiunea aceasta cu conducerea, Ionuț Negoiță spunea într-un interviu recent acordat Gazetei Sporturilor că simte că fotbalul românesc duce lipsă de conducători și că el nu a lucrat nici la Dinamo și nu a observat nici în la alte echipe din fotbalul românesc conducătorii de seamă. Cum ați comentat? Am citit și eu chestiunea cum aceasta. Cum ați comentat acest lucru? Nu, pentru că și dumneavoastră ați trecut pe la eu Dinamo. Eu am trecut pe acolo și acum încă o dată, că mă aud probabil, să nu creadă cineva că m-a rugat eu să mă duc la Dinamo. Atunci am fost rugat să vin la Dinamo și acum lucrurile se pun la punct în alte aprecieri. Deci să nu cumva să creadă cineva că eu eram la Iași. Eram foarte bine cu Mircea Lucescu, am dus tricolorul Breaza acolo și am făcut pe Iașul de astăzi. Duceți-vă la Ministerul Justiției și solicitați un rezumat al istoricului clubului Politehnica Iași să vă spună. Inițial în anul 2010 clubul avea sediu pe strada Ocinei în Breaza numărul 2, așa, după care reprezentantul clubului a fost Anghelache, care eu am dus echipa, că nu mai puteam în Liga 2 să o țin, nici eu și Mircea, nici atât că avea preocupările lui, am dus-o acolo, nicio problemă, iată echipa este una care s-a bătut și se va bate în continuare dacă există și acolo gândire așezată. Deci din acest punct de vedere, eu nu am venit rugându-mă, de-aia am și plecat, nu dat afară. Deci eu mi se pare o chestiune. Un om care își cunoaște valoarea și e vai de omul care nu știe ce valoare are, accept lucrurile până la un punct, după care nu e nicio pierdere, nu e niciun câștig să spui lucrurilor, bine, o facem așa, nu se face așa, îmi văd de treabă. Stăm aici, vreți cu Stanciu, vreți cu ăia, nicio problemă, eu nu pot lucra cu ei. E treabă logică. Pentru asta și plecat în 2015. Din mai multe motive. Mai multe motive, toate erau personale. De ce nu reușește Ionuț Negoiță să vândă clubul și cum priviți toată această ipoteză care s-a vehiculat cu vânzarea clubului Dinamo către un fond de investiții din Emiratele Arabe Unite? E plauzibil? Credeți în varianta aceasta? Mircea Lucescu a spus că nu prea crede. De aici și disensiunile pornite între Mircea Lucescu și Ionuț Negoiță. Eu cred. Deci, ghinionul la mine este, acum trebuie să selectez, că eu știu tot, dar spun ce trebuie. Știți cum e în instanță, zice, spui ce vezi, dar vezi ce spui. Așa și eu vreau să vă spun acum. Deci domnul Negoiță a venit la Dinamo cu cele mai bune gânduri. A plătit o sumă ca să cumpere clubul, care e de milioane. Nu vreau să folosesc cifre, că poate sunt eronate spre ce se baștună. Așa. Apoi, a scăpat de o datorie uriașă, de 84 de milioane de lei, datorie. Cam atâta era prin insolvența care a fost. Deci a făcut treburi enorm de bune, că a ținut echipa un număr de ani, până chiar și azi, o ține totuși. Dar, pentru că întotdeauna există un dar. Dar există un dar. A comis unele erori și la insolvență și acolo, și nu vreau să comentez de niciun fel. E treaba a domniilor lor, cum au făcut-o, să o îndrepte și mai departe. A doua chestiune. Sponsorizările la orice echipă vin în funcție de performanță și de imaginea pe care ți-o creează. Cât timp Dinamo a avut sponsor tot pe firma de telefonie mobilă, nu vreau să-i folosesc numele ca să nu-i fac imagine. Contract care s-a încheiat în urmă cu un an. Așa, care atunci când l-a preluat era de 1 milion pe an, dar avea condiție. Locul 1-3, mergea în jos, când ajunge pe aici, ajunge la vreo 200.000. Adică el, omul care îi sponsorizează din banii lui, dorește imagine. Adică fiți convins că oricine o sponsorizează pe Simonica noastră, într-un fel îi dădeau cu 15 ani bani de sponsorizare și erau mulți atunci, și într-un fel se roagă acum, vreau și la noi, da, pentru că ne creez imagine. Asta e a doua problemă. A treia problemă este n-am răbdare. Asta e părerea mea. Adică că am plecat eu, care teoretic am stat cel mai mult. Dar cine a mai venit, a mai stat câte un pic, n-a făcut nimic sau a făcut ceva, dar nu s-a văzut. Cu antrenori e mai gravă treaba. Pentru că dacă nu ții unul, singurul care a stat totuși mult, un an și jumătate, a fost Flaviu Stoican. Și el a plecat că a vrut el să plece în Arabia, că nimeni nu punea problema, dimpotrivă, ne-a pus în încurcătură, dar trebuie să-l facem pentru o noapte pe Danciu, antrenor, când a pierdut cu 6-1 la Giurgiu. La Giurgiu și mai departe, că a lăsat echipa. Ok. Asta e altă discuție. Dar el trebuia ținut, sau alt tehnician, discutat cu el precis, astea sunt fondurile, astea sunt problemele, astea sunt, vrem asta, să lucreze așa. Deci asta e a doua eroare care s-a produs. Nu știu dacă a făcut-o intenționat, nu cred, dar poate că prea repede, din orgoliu, din
simțul buzunarului din multe altele, avea nevoie de sprijin de la finanțare. A dat destul, probabil că a și pierdut, dar eu nu pun problema așa. Pentru că dânsul a zis ceva, că mulți m-au îndemnat să fiu atent și să nu iau. Țineți minte că am fost unul dintre aceia, deși am venit la dânsul. Am spus, gândiți-vă bine, faceți toate socotelile, nu că a fost extra bilanțier și n-am știut că am datoria. Nu mă interesează nici asta. Dar problema este că e un om bun, a vrut să facă și s-a trezit la mijlocul lacului circular de care v-am spus. La început emisiunii. Înainte am nenorociri, înapoi mari nenorociri, dacă e circular, n-am stânga, n-am dreapta, trebuie să mă duc oriunde și atunci să mă gândesc. Părerea mea este că dânsul va vinde până la urmă. Va vinde și dânsul știe cum negociază, că e fond de investiții, că nu e fond de investiții. Eu nu vreau să discut teoria fondurilor de investiții, că am cursuri. Și la fondurile de investiții pot să le spun la fiecare că, să zic, să ia unul de mine. E mașinuță de spărat bani. Și cu asta am pus punct pe ei. Deci, lasă-mă cu fond de investiții. Vino cu banii. Pune fond de investiții. Ok, să vină. Discutați. Nu mă bag în treaba asta. Eu sper și aș dori lui Dinamo, în primul rând, că eu la Dinamo țin și dacă mă duc la partide acum și îmi plătesc biletul, îmi plătesc abonamentul, n-am nevoie să stau pe acolo, dăm și mie un bilet, când Doamne ferește, nu-i așa problema. Dar ideea este pentru Dinamo. Și pentru Dinamo trebuie făcut orice. Ceea ce poate să facă dânsul și spune de atâtea ori domnul Negoiță este că aș dori neapărat să-l vând. Ei, probabil n-a sosit acel moment, dar va sosi.